facem asta. Ce scuze că am întârziat. Nu face nimic. Fotoliile de obicei sau le-ai pus acum acasă? Nu știu, astea sunt fotoliile mele. Te rog frumos, ei lor. Salut! Iartă-mă, dar vreau să spun ceva. Wow. Vreau să spun ceva din prima. Așa. A fost cel mai mare chin să scot versurile acestui om care nu sunt deloc pe internet. Și melodia zice așa. Dacă greșești ceva, imediat îți spui ce. O iau jos, da? Sirena apelor, regina mărilor, făcea acolo. Nu mai pot de al tău dor. Strofa doar. Vino iubirea mea. Aici e o exprimare cam plastică. Dar nu pot face asta, că sunt fată de împărat și l-am pe tata la palat. Ultima strofă. Tu știi, tu știi piesa asta? Da, o știu, da. Ultima strofă cum e? Cred că e ca prima. Nu. A, deci niciodată e cântată, e clar. Fii de aici, ultima strofă. Și-o să dea belea pedeapsă, să-i faci plata viața întreagă, că e dragoste adevărată. Când o să mă ceri ca fată, de departe cea mai distorsionată interpretare a unei piese cu care tu închizi fiecare spectacol. Așa m-au zis. Nu închid, nu, nu. Deschizi fiecare spectacol. Nu, nu. O pui din când în când. O pun din când în când, da. Când o pui din când în când? Domnule, când îmi vine așa dor de ducă. Stai, stai puțin. La tine tot e interpretabil, iartă-mă că spun. Dorul de ducă înseamnă un fel de chef de viață, adică... Mulțumesc frumos. Da, da, aveam apă aici, dragostea mea. Apropo, iartă-mă puțin. Sirena apelor. Apropo, cum bei apa? E foarte important pentru mine. Adică? Eu adaug un pic de șpriț. La apă? Da. Pui apă minerală peste apă plată? Crezi că am chef de glume acum? Acum gusto. Da, Horia, dacă tu... Ok. A, nu se compară cu apa plată. Am spus eu! E altceva. I told you so! Doamne, e altceva. Unde am trăit până acum? Dragul meu, bienvenue... Bine te-am găsit. Dăm un podcast. La podcastul tău. S-apel Simple Chose. Se numește Lucruri Simple. A, da? Dar nu mai trebuie să bagi tot timpul melodia asta, mă, gata. Am crezut că e doar podcast cu Horia Brenciu. Se și numește Lucruri Simple? De la fel ca eu când Fain am crezut că podcastul tău se numește MCN. Ok, și cum se numește? MCN. Bine, dar cum se numește? Are un nume... Păi nu. Nu. Je suis MCN. Da. Hashtag. Da. Nu, al meu are și un nume. Da, mă, dar de ce v-ați băgat voi cu asta, cu simplu? De ce vreți ceva simplu de fiecare dată? Pentru că... Toată lumea vrea simplu. Ceva simplu. Vrei să zic lucruri complicate? Nu. Pentru că noi avem o piesă, lucruri simple. Lucruri simple sunt de ajuns. Și am făcut o punte. Wow. Asta e din spărgătorul de nuci. Deci, ai făcut o punte între muzică și podcast. Asta e tot secretul. Alte podcasturi cu simplu sau faine, habar n-am cum s-au făurit. Nu știu din ce punți s-au făurit.
Iar acum întrebarea roșie, unde mă uit? Acolo? Întrebarea roșie? Care este... Da, am primit 1 milion de euro de la peste... Ce? Ah, nu era... Nu? Ah. Am una mai bună. Ah, ok. Ah. Am fost cu Maria... Ah, nu. Stai. Nu. Am 3 copii nelegitimi. De foame mor, da. Atenție! Care este secretul tău, Cosmin Nedelcu? Ai un podcast de succes. Rare sunt comediile care nu te au în distribuție. Ei bine, biletele la spectacolele tale de stand-up se vând ca pâinea caldă, iar de fiecare dată când apar pe ecran, este lipită de tine audiența. Ratingul este al tău. Care este secretul tău? Dragă Horia, de mic copil am fost înzestrat cu geniu și n-am știut asta de la începuturi, așa că am ales să fiu prost foarte mulți ani. Și acum sunt la fel, dar se pare că recunoscând asta, oamenii te plac, că zic, uite bă că e sincer și simplu, nici nu am știut. Deci asta cred că e secretul meu, onestitatea. Mi se pare frumos, un lucru pe care eu nu am apucat să-l pun prea mult decât după 50 de ani o să-l pun în practică. Până acum am spus numai minciuni. Dar nu spune minciuni despre viața ta, pentru că tu, dincolo de a fi omul de rating care și omul popular, omul care atrage tot felul de lucruri frumoase, ai și afacere, ești și afacerist. Spune-mi dacă greșesc. Foarte mult spus afacerist. Dar ți-a plăcut să investești într-o afacere de cu bărbirit? Nu, că mi-a... Da, am făcut stand-up barbershop pe Ciobănașului numărul 4, număr de telefon 07, stai așa un pic, că zi... 07? Așa făceam când adormeam. Să notez asta, poate să fie o linie interesantă de melodie, Marius, te rog. Eu nu cred că mai am numărul de la barbershop. Aba, da, l-am bănat. Hai zi, 07. Așa, deci stand-up barbershop pe Ciobănașului numărul 4, 0770 864 822. Spus așa întreagăt. 0770 864 822. Spune-mi, te rog frumos, acum barba... Vezi că merg ele. Acum barba ta este făcută? Nu. N-am mai trecut pe nici acolo? Nici părul. Nici barba, deci, nici mustața, dar de ce spui chestia nici sprâncenele. Pentru că ești perfect. Din punctul meu de vedere... Termin-o, mă măgulești. După ce am întârziat o oră jumate, în loc să mă hutuchești, tu mă măgulești. Dragul meu, chiar dacă să te iau un minut... Am întârziat o oră jumate pentru că, știi, sunt onest. Efectiv, eu așa am ținut minte. Că e să aducem, te rog frumos, iubita mea. Tortul. Ai cunoscut-o pe Andreea? Da. Ți-am spus să nu mai mănânci prea mult. Ai respectat ce ți-am zis? Nu mă vezi? Nu mă vezi ce bine în cap dacă m-am înfipt în fotoliu ăsta care vorba nu mai, aia. Adică te înfipt în fotoliu, nu mai ieși de aici niciodată. Ba da, o să mai ies. Dragul meu, acesta este primul fel. Acesta este primul fel, dotat așa, cu vinete, zacuscă și, iubire, ce e asta? Fasole bătută. Se vede de la o poștă. Iartă-mă, dar vreau să știu atenția. Iartă-mă, ochelarii ăștia sunt pentru un moment al nostru. Ah, ok, că mi l-am pregătit. Nu, eu l-am pregătit. Avem atât de puțin timp și atât de multe de vorbit, încât eu, dacă vrei, te invit să guști puțin din chestia asta, pentru că ceapa este una senzațională. Mănânci ceapă, usturoi? Da, da. Ești un om deschis? Da. Știi că noi ne-am văzut, practic am stat o singură seară împreună. Da. Și o după-amiază întreagă. Da. După aceea am mai părăsit pentru alții. Am trecut cu vederea. Eu nu știu prea bine gusturile tale, dar cred că acum... te voi cunoaște mai bine. De asta am făcut și podcastul ăsta. Ca să te cunosc mai bine. Mm. Pentru că mie mi s-a părut că ești un tip, și nu cred că nu sunt singurul, dar în ceea ce mă privește strict personal, mi s-a părut că ești un tip plin de muzică, dragoste și sensibilitate.
Mulțumesc. Spune-mi, în primul rând, dacă ți-e foame. Pentru tine, da. Bun, perfect. Spune-mi dacă la Focșani stăteai în fața blocului și spuneai bancuri găștii tale de acolo. Nu, nu. N-ai spus nicio pantă în copilărie? Nu prea am spus, nu prea am spus. Adică în copilărie nu prea am spus, în adolescență mai mult. Am o singură întrebare. Băi, deci eu mă simt într-un roller coaster al sentimentelor. Asta va fi. Da? Această emisiune, vreau să-mi spui dacă este o imagine din Focșani asta. Opa, da. Nu, e din Moinești. Cine era la Moinești? Cosmin Atanticu. Nedelcu, ți-am zis de 1000 de ori. Eram la pe canapeaua din Moinești, de la bunicii mei. Ah, da. Eu n-am apucat să-mi cunosc bunicii, dar vreau să te întreb dacă mai ai acest drăguț să... Bă, nu, nu, și nici nu-l țin minte. Cred că era doar o fantomă a unui iepuraș. N-ai mai păstrat nimic din copilărie? N-am mai păstrat legătura cu ei. Cu Dimănești? Da. Auzi, dar tu vezi în jurul tău, e tot ce în viața mea pastil. Uită-te în jurul tău. Da, e un cult al personalității dus până în extrem. Păi da, dar unde e cultul? Uite-l. Dar unde e cultul, mă? A, și ai și adepții. Ai și... Asta e cum puțin de bivolarul, vezi zice așa. Dar nu... Nu știu ce... Adică nu dacă știu. Îmi pun eu Beatles acolo, înseamnă că am cultul personalității? Da, dar în spate la Beatles ești tu foarte mare cu un CD cu tine mai jos. Adică nu e o problemă că e Beatles. Dar tu știi, băie, și eu am tablouri cu mine, dar le-am primit cadou. Și unde le ții? Adică nu le-am comandat. N-am sunat pe cineva, aș vrea mâine 3 tablouri cu mine, că îmi fac podcast. Cum era? Nu, ăla nu-i tablou cu mine, l-a făcut când am lansat primul album. E o amintire foarte dragă. Apropo, dă-mi voie să-ți dau primul cadou. Aoleu, și-am venit cu mâna în cur. Nu! Tu ești! Da? You are! Da. Deci primul cadou, având în vedere că ai împlinit 36 de ani, îți dau albumul nostru cu 37. Să te pregătești? Băi, ce s-a nimerit! Da. Mulțumesc mult! Cu doamnă drag! Ăsta e primul cadou, pregătește-te! Doamne, deci, ce tânăr erai! Ești! Scuze-mă! Cam acesta a fost podcastul cu Cosmin Nedelcu. Întrerupem aici, pentru că ce e mic e bun, ce e mare mult strică. Strică. Eu am o problemă cu viața mea. Eu am o chestiune importantă de discutat. Când am ajuns în București, printr-o întâmplare, tu cum ai ajuns în București? Păi am ajuns în București destul de... nu știu cum să zic, destul de hotărât. Eram ață spre un ATC. A, da. Deci n-a fost o întâmplare, cineva te-a adus sau cineva ți-a zis vină până în București. Nu, ai vrut tu să dai la un ATC. Am vrut eu să dau la un ATC, da. Și am venit inițial să mă pregătesc și după aia să intru. În ce an ai intrat tu acolo? 2005. Ia să vedem noi, 2005. A, exact, anul în care eu făceam... Albumul? Nu, asta e din 2008, 2007. Din timpul facultății? Cred că terminasem. Ai așa frumos? Ei, era zic eu, nu frumos, absolut deloc. Nu deloc. Văd eram... ceva de genul ăsta, dar erai, apropo de chestia asta, tu aveai un început de, până atunci n-ai avut barbă, până la vârsta respectivă. Până aveam la... cioc de obicei. Iar tu în facultate, la fiecare sfârșit de an, dădeai un examen, un tablou, o scenetă, o chestie de genul ăsta. Spune-mi dacă greșesc. Depinde. Deci în anul întâi, cred că repetam bucăți. Primul semestru a fost cu exerciții de coordonare. Corect. Al doilea semestru a fost cu bucăți scurte din piese. Anul 2 a fost crescuse volumul de informație și deja intrasem în autori cunoscuți și... Eu făceam scene din piese. Așa, și în anul 3... Deja o întreagă aventură. Cred că în anul 3 deja... da, pentru că ăla era practic... nu atestatul, nu mai știu cum, licența.
Am înțeles. Da. Iar... Și cam în piese. Lucrăm piese. Din punctul meu de vedere, acum, cu mintea ta de acum, în ce piese l-ai fi distribuit pe Cosmin Nedelcu? De atunci... Păi, tragedii? Cam în ce am fost distribuit. Nu. Dar n-are nicio legătură cu umorul. N-a avut nicio legătură. Păi, la mine așa a fost. A fost ori pampon, ori... ori Osip din Platonov. Am jucat și într-un spectacol în Comedia de la Arte. Am avut un personaj de compoziție acolo. Adică părea că... Te îndrepți către o viață de actor puternică. Da. Așa părea. N-ai glumit niciodată în timpul facultății? Ba da, mă, eu făceam stand-up în timpul facultății. Am înțeles. Din 2005, din toamna anului 2005, am început să fac stand-up. Bun. Și am avut o pauză de vreo 2 luni și m-am reapucat în februarie 2006. Te-ai reapucat într-un loc anume? În Cafe Deco, da. La domnul Dan Chișu. Număr de telefon, te-ai că l-am acolo. Nu. 0722. Nu spune. Senzațional. Aș putea să spun că ești un tip destul de complex, având în vedere și pasiunea ta de a scrie versuri, de a contribui la clipuri, de a cânta în ultimă instanță. Mi-a fost foarte ușor, dar în același timp foarte greu, pentru că eu nu cânt așa ceva, dar am zis, dacă acum... Cu micuțul. Mă sperii. Așa. Pe care? Iei pe ăștia? Sau pe care vrei? Ești pregătit? Hai că iau pe ăștia. Așa? A, ăștia, da. Sunt din clip. N-am găsit alți ochelari. Ești gata? Mhm. Uh-huh. Ești gata, da? Da, dar nu prea văd bine. Da, nicio. Doamne și domnilor? A, ok. Începem să cântăm. Deloc. Ne punem ăsta. Ăsta, de aici, în dreapta, ăsta acolo. Ăsta e perfect. Că trebuie să asculți ceea ce cânti. Ia fii atent. Cred că le-am rupt. Nu le rupt. Doamne și domnilor, începem. Yeah. Grăsuța, cine e grăsuța mea? Da. Ator la tine că ai multă celulită și că pot să-ți iau tricou ca pe o păturică. Sigur o să spui că sunt un derbedeu, dar atunci când râs te mișc ca un geleu. Bună fetiță, vreau să fie clipsa mea. Îmi place noaptea când acoperi luna. Nu mă pot uita la soare, dar la tine da. Palmă peste c***o, cine-i supraponderala mea? Pentru că mă iubești și că nu ești teatral. Ai tatuaj cu mine în mărime naturală. Pentru mine ești cel mai sexy model. Chiar dacă ai hainele XXX. Mi-ai dat lumea peste cap, la fel și cântarul. Ne-am cunoscut în club, chiar și ai dărmat barul. Nu te supăra pe mine, dar e atât de mare încât simt nevoia să te parchez în parcare. Cine e grăsuța? Cine e grăsuța mea? Cine e grăsuța? Cine e grăsuța mea? Cine e grăsuța? Cine e grăsuța mea? Cine e ea? Foarte psihedelic. O cameră în asta să vadă și oamenii ce văd eu. Pot stau tot podcastul așa? Serios, mă, cred că asta văd câinii mei. De asta nu se uită la ei în oglindă. Cine e grăsuța? Cine e grăsuța mea? E incredibil că și cu ochelarii ăștia tot pe tine te văd în jos. Ok, vrei să vezi ceea ce văd eu? Nu cred că pot. Deci ești bestial. Părul e perfect. Părul e perfect. Doamne. Ți-ai pus ăștia vreodată? Deci fiată cum am văzut. Cosmin? Ce-ai, frate? Ești bine? Vrei niște apă, frate? Am văzut
că te împaci bine cu televiziunea. Bă, nu știu ce să zic. Păi da, iartă-mă, dar prima ta apariție a fost la Puii Mei, la Băieți de Oraș? Asta a fost... La... Cred că da, cred. Acolo te-am văzut eu prima dată. Uh-huh. Iar după aceea, zilele, practic anul ăsta, te-am văzut la Ai Umor, în rolul de jurat. Uh-huh. În vara asta, care a trecut, te-am văzut prezentator la... Vrei să-mi calci pe urmă? Ah, iartă-mă, am... zi-mi, ți-a plăcut una dintre experiențele astea sau departe de tine păi, intermețurile astea? La prima am avut înainte. Prezentam matinalul. Înainte de... Ai prezentat matinalul la prima? Da, da. Cu da. Singur? Nu, cu Adrian Nicolae, cu My Best Friend Buddy in the World. Nu mai băgăm cine e grăsuța mea, ceva de dragoste. Adrian Nicolae, îl cunosc, îl știu? Am un lapsus acum. Cred că știi, cred că știi. E și el din breasla e, am apărilor. Terminat în, aceeași, în același an, la un ATC, în aceeași generație, uh-huh. În aceeași grupă. Și noi suntem un trio așa din facultate, eu, el și Nelu Cortea. Pe Nelu cred că îl știu. Eu n-am avut prea multe relații cu foarte mulți și n-am fost la roast-uri sau ceva de genul ăsta. Probabil că de asta n-am apucat să-i cunosc prea bine. Dar pe Nelu cred că îl știu și pe Adrian Nicolae. De ce nu faceți un join, ca să spun așa? O emisiune facem voastră. Facem un join, frate? Un frate, da. Da, frate, da. Pe emisiunea noastră pe TV? Pe emisiunea voastră pe TV nu mai. Adică noi o să facem o emisiune online acum, în octombrie. Ah, da. Deci intuiția mea nu e deplasată. Nu e, nu e, nu e deloc deplasată. Și vine și guest star-ul sau nu, e fără? Doar așa. O să te chemăm la un moment dat. Nu m-am auto-invitat. Nu, știu, știu, iartă, știu. Departe de mine. Nu, eu, dar în momentul în care zici star, eu nu pot să nu mă gândesc la Horia Brenciu, știi? Te gândești la o starletă de pe Broadway. Nu, mă gândesc la un star. Star spread in the news. I'm living today. Deci nici nu, niciuna nu e postura ta preferată. Nici prezentator, nici în juriu, nici... Nu, serios vorbind, mi-au plăcut experiențele astea. Mi-a plăcut să fiu prezentator, că nu uitasem cum e să ai în cască pe toată lumea și să... Da, și să nu poți să ai senzația că pe lângă creierul tău și vocea din capul tău a mai venit o voce acolo și care s-a cuibărit și aha. Da, așa. Și a fost foarte interesant și mi-am dat seama că încă mai am capacitatea de a gestiona lucrurile, ok, cred eu. Iar ca jurat nu e mare, nu e mare filozofie, trebuie să stai și să ai nervi și răbdare să termini ziua de filmare. Atât asta presupune. Deci nu mi-au displăcut în niciun caz, dar am senzația că eu și TV-ul nu avem cea mai bună relație și probabil, adică așa se întâmplă. Trec foarte mulți ani, după aia mai vine un proiect, îmi dau și eu seama, își dă seama și TV-ul că bă, nu prea ne place așa în compania celuilalt și pe aia mai trec ani și tot așa. Iar online nu mi se pare cel mai bun mod de... De ce nu e încorsetat sau n-are reguli? Da, n-are reguli televizorului? Are reguli, doar că ți le și stabilești tu pe parcurs. E ceva mai simplu. TV-ul întotdeauna o să încerce, cred eu, să exact cum ai spus, să încorseteze și să dicteze după vechile reguli. Știi că întrebarea mea, fără să știu de proiectul tău, era foarte clar. Dacă ar fi să faci o emisiune online de umor, zi-mi doi colegi pe care ai vrea să-i alături. Deci mi-ai spus pe Adrian și pe Nelu. Da. Bine, cu mai mulți colegi, dar în primul rând asta cu Adi, acum pe care o fac, e o emisiune de debate. Care... Și ați putea să debateați? Pe asta să debate-uim cam tot ce se întâmplă în timpul săptămânii în țară și nu doar în țară. În străinătate? Străinătate și o să fie cu public live. O să luăm telefoane, aha, o să ne poată suna lumea să debate-uim așa. Aha, aha. Și va fi o emisiune... Live all the way, adică toate ingredientele. Da, și va fi o emisiune în care
Depinde de norocul fiecăruia. S-ar putea ca eu să fiu pro unui subiect și contra adiță unui subiect. Depinde foarte tare cum o să tragem cartonașele. Pentru că e greu să fii... Tu ți-alegi de la început dacă ești pro sau contra? Se întâmplă pe parcurs. Și greu, de exemplu, îți dau un exemplu extrem. La legea avortului, știi? Așa. Dacă ești pro. Dar tu trebuie să o joci... Ca și când ai fi pro? Capăt, da. Am înțeles. E un soi de joculeț cu obligouri, dar destul de liber. Și iarăși vrem să auzim și părerea oamenilor, știi? Pentru că la toate podcasturile, iată, suntem invitați noi între noi, ca la cumetrii, așa, și cred că ar fi important și, mai ales în perioada asta, să mai spună și oamenii ce. Crezi că o să faci o rubrică de roast, asta că e în trend și că de fiecare dată lumea se uită? Nu vreau să mai văd roast. Nu mai pe pot. Cuvânt, te-ai săturat. Adică noi o să facem proiectul la club, într-adevăr, dar e altceva, e ceva fresh, e ceva cu... Oamenii ăștia tineri care... băiatule, am sunat de zici că am 85 de ani. Nu, dacă te exprimi despre televiziune și despre proiecte, trebuie să fii mai scolastic puțin. Trebuie să știi, trebuie să faci aia. E vorba de Rose Battle pe care îl facem noi la club. Și e battle între ei. Eu n-am fost niciodată. Deci nu e roast-ul cuiva, știi? A, între voi sau... M-a făcut antena roast-ul mesei, roast-ul scaunelor, roast-ul... Rostul ușilor, rostul, da. Da, înțeleg. Eu n-am fost niciodată rostuit, să spun așa. Știu. Știu. Da, dar nu că nu mi-ar plăcea. Mie îmi place să fiu rostuit în sensul ăsta. Numai că nu s-a potrivit cu datele și cu timpul. Și din când în când auzeam vreo rostuire, era prea... nu știu ce, că... Știi? Ceva era prea basic, la prima mână. Probabil că peste 20-30 de ani, când voi împlini și eu 50 de ani, atunci o să se întâmple și acest aspect. Să te țină Dumnezeu sănătos, bre. Măi. Ciu. Repet, deși nu este o emisiune normală aceasta și deși eu cânt melodii din alt gen, eu m-am hotărât să scal pe urme. Da. Am văzut în piesa pe care urmează, să o cântăm, pregătește-te. Am văzut multe fațete ale timbrului mecene. Câteodată ai încercat să imiți și un... cred că și pe Tataie de la... Adică mi-a plăcut că fiecare strofa a ta a fost schimbată cu un soi de alt personaj timbral, să-i spun așa. A fost ideea ta cu piesa Antante? Da. Nu vrei să facem noi doi o piesă? Ba da. Oricând. Și dacă îți trimit piesa, de exemplu, care să fie... Îți dau eu o idee. Bine. Să fie bine? Da, deocamdată, eu am făcut un refren alături de Marius cu câteva timp în urmă. Să știi că sunt bine. Adică tot în ritmul... Nu este nici pop. Este spre reggae, așa. Nu neapărat, da? Ta-ra. Este exact ceea ce stilul în care te simți foarte bine. Care e ăla? Un ritm în care tu ție-ți place să găsești rime și idei năstrușnice. Am înțeles, ok. Deci dacă te-am intuit bine, am putea face o colaborare asta între noi. Pentru că știu că a trecut vremea și poate ai fost tu, nu știu, prins cu altele, m-am gândit să dau și versurile. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Am notat și cine cântă. Ești gata? Da. Perfect. Dragii mei, live în concert. One, two, three. Antante, dizemane pe dizemane compane, antante, antante, dizemane pe dizemane compane, antante. Este 1 iunie, prima zi de vară,
Soarele e sus, pe cer e frumos afară. Suntem azi mai voioși căci avem serbare. E ziua copiilor, e zi de sărbătoare. La serbare a venit azi multă lume, cântece și poezii fiecare spune, yeah. Ionel s-a încurcat și s-a înroșit ca focul. Nu-i nimic cu toți, au zis, bate la noi. Sandu cel cu ochelar, cu asta chitară, sigur s-a acompaniat pentru prima oară. Și o coardă i s-a rupt când lovi mai tare. Nimeni nu s-a supărat, că așa-i la serbare. Antante, dize mane pe, dize mane compane. Antante, antante, dize mane pe, dize mane compane. Antante. 10 negri mititei au păpat două. Unul s-a intoxicat și au rămas doar 9, yeah. 9 negri mititei au plecat la not. Unul s-a necat pe loc și au rămas doar 8. 8 negri mititei au mâncat castane coapte. Unul s-a friptare rău și au rămas doar 7. 7 negri mititei construiau la case. Unul și-a rupt un picior și au rămas doar 6. 6 negri mititei încălțau o pinci. Unul a alunecat și au rămas doar 5, yeah. 5 negri mititei au plecat la teatru. Unul a jucat cam prost și au rămas doar 4. 4 negri mititei au mâncat ardei. Pe unul l-a pișcat cam tare și au rămas doar 3. 3 negri mititei au fost la război. Unul a fost împușcat și au rămas doar 2. 2 negri mititei au tras cu tunul. Unul a murit din ei și a rămas doar 1, yeah. A rămas doar 1. Cât, yeah. cât? A rămas doar 1. Antante, dize mane pe, dize mane compane. Antante, antante, dize mane pe, dize mane compane. Antante, mi-ar plăcea să cânt și eu, să compun versuri, dar n-am habar de mine, da, păi de-ale versuri. Wow, yeah, yeah. Ai dat-o bine, frate. Am dat-o bine deloc. Ba da, frate, ai dat-o foarte bine. Ești un drăguț. Da, și tu cu mine. Haide, haide să gustăm ceva. Uns, am vis ceva, ți-am pregătit toată viața mea. Wow, mersi frumos pentru vine te. Zacuscă, fasole bătută cu ceapă. Mamă, ce-mi place mie. Abia aștept să bag în burtică. Și după aia mâine să zic, aoleu, ce pică. No, 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 ce pică. Ce pică, ce pică. Ce pică, dar să ce pică. Dar să încercăm un nou vin, poate e mai bun. Este momentul, momentul oportun. Care este prietenul tău? Antante, dize mane pe. Joc de copil la Antanteu ăsta? Parcă da, parcă da. Dar erau mai multe variante. Eu, de exemplu, când am făcut piesa, cred că era Dizzy. Eu zic, ziceam, tu ziceai Dizzy. Eu ziceam Dizzy din alt punct de vedere. Da. De ce? Pentru că e Dizzy la capa? Da, 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 da. Dar știi că mai e un tip Dizzy? Nu. Dizzy Gillespie. Știi cine e Dizzy Gillespie? Nu. Îl mai ții minte pe Arturo Sandoval, trompetistul din Cuba, care a fost jucat de Andy Garcia? Nu, un film? Nu. Dizzy Gillespie l-a ajutat pe Andy Garcia, pe Antonio Sandoval, să plece din Cuba. L-a ajutat. Uh-huh. E un film interesant, ți-ar plăcea. Ți-ar plăcea foarte mult. Poate e puțin mai cald, că nu l-am pus la rece, dar, dragul meu, știi cum e, toate trece. Toate trece, oricând, oricum. Ia, mi-aș fi făcut țigară cu tot. Faci sau taci, fără a aduce vreo un apropor la limba engleză, a fost primul nostru film în care ne-am regăsit pe genericul de final. Da, da. Eu n-am văzut niciodată secvența în care a apărut și m-am uitat la televizor când a fost livrarea către public, la cinematograf, și am râs. Practic, cred că e o putere formidabilă în care cat Cosmin Nedelcu, ha, ha, ha. Deci asta e una dintre marile puteri ale unui om. E foarte interesant. Mi se pare formidabil ca un om să aibă o asemenea putere. Ți-ai pus vreodată chestia asta? Dacă apar tu un cadru și faci așa, lumea să zâmbească? Fără să-ți propui deloc să zici niciun cuvânt.
Păi, cred că e normal, că dacă asta cu asta mă ocup și toată lumea mă identifică fața cu ceva comic, că asta observ și pe stradă, știi, când se uită lumea la mine de obicei pe stradă, privirea e însoțită și de zâmbet, știi? Ceea ce e bine, că dacă era însoțită de un pumn în cap, era rău, da, sau de scârbă totală, da. Deci cel mai probabil e din datorită meseriei. Al doilea film în care am... Dar a fost ok și momentul ăla construit așa și m-am înțeles bine cu Iura și... Da, Iura nu a fost da. doar calitatea asta a mea de a apărea și a stârni râs. Să știi că consider că și Iura mi-a zis ce trebuie să fac. Eram un politruc, să spun așa, un tip din politica județeană care a venit acolo, a descins acolo și mi-am însușit rolul. Dar în al doilea film în care ne-am regăsit deja față în față, care se numește Team Building. Și ne-am regăsit într-un moment care zic eu că e legendar de acum. Da, este va deveni. Va deveni legendar. Vreau să spun că mie mi-a folosit foarte mult. Tu poate nu ții minte, dar tu mi-ai dat niște indicații. Ba da, pentru că le-am filmate. Fimea era în spatele meu și filma totul. Și tu mi-ai zis, uite, când treci pe aici, fă așa. Și de fiecare dată eu, care de când eram mic, eram ca un burete, adică absorbeam toate indicațiile, mi-au prins foarte bine. Mi-a prins foarte bine și ceea ce mi-a zis Matei Dima, regizorul nebuniei Team Building. Celălalt regizor. Celălalt regizor. Suntem trei regizori. Da? Tu, Bromania. Alex Coteț și cu Bromania. Coteț și... Așa. Trei. Peste tot trei. Am pregătit și o colindă de Crăciun. Trei păstori se întâlniră. Trei regizori se întâlniră și Team Building făuriră. Acum aici. Acum a venit. Uite aici. Asta a venit de acum. Iartă-mă, dar trebuie să mănânc o felie. Te rog. Mm. Ai luat-o invers. Trebuie să încep cu vinetele. Mm. Iartă-mă. Chiar vreau să... Am tante, gizemane pe... Cred că și vinul acum și-a schimbat gustul. Mie mi-a plăcut foarte mult să joc cu tine. Și mie cu tine. Nu știu ceea ce spui tu, dar eu am spus onest în fața camerelor de luat vederi. Și eu vorbesc serios. Mulțumesc frumos. Auzi, crezi că regizorul ar trebui să găsească un viitor în scenariu pentru noi doi? Crezi că ne-ar avantaja un film de genul, dom'le, vă prezentăm Tăntălău și Gugomanu? Sau, da, ceva Gemini. Ai văzut că era foarte... Nici că eram eu Evil Twin, așa. Băi, stai, că poate tu nu înțelegi ce s-a întâmplat acolo, pe păinița aia, unde am filmat noi. Deci fii atent, vreau să-ți arăt... Deci asta este una dintre pozele. Eu nu le-am pe astea. Păi nu le ai pentru că nimeni nu le are, numai eu le am. Da. Acesta ești tu și eu. Da. Eu și cu tine, tu și cu mine, în care stăm amândoi și ne întrebăm, ce e viața? Mai am una pe care... O să ți-o... Am rugăminte. Aș vrea să-mi dai și mie unghiul tău de aici. Pentru că tu mi-ai făcut o poză. Credeam că nu o să faci poze cu mine, dar totuși ai scos telefonul din buzunar și ai făcut o poză. Aș vrea să văd unghiul tău. Îl ai în telefon ăsta. Da. Atenție, ca să înțeleagă toată lumea. Filmările s-au întâmplat acum un an și ceva. Acum un an, da, în vară. Aici? Iartă-mă. Da, asta e din filmare, din, efectiv. Este din Martin. Este de când plecai în... Da. Spre Sala Palatului. Spre Sala Palatului. Eu m-am propus aici să-ți fac o surpriză. În sensul în care, pentru că de aici nimeni nu știe, încă n-au fost la premiera filmului, noi această emisie o facem înainte de premiera filmului, ei se uită la noi și noi zâmbim de niște poze întâmplate undeva într-o poieniță la o filmare, iar ei nu înțeleg deloc. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat acolo și ce rol jucam noi, practic acum vom reface acea secvență. Bă! A căzut ceva. Poftim, ăsta e textul tău. Ești super pregătit. Mulțumesc. Asta o pun în promo. E super pregătit.
Fii atent, am două dorințe. Adică nu două dorințe. Vrei să spui căștile sau nu? Nu. Perfect. Ai acceptul meu, ai toată considerația mea. Și acum, atenție! Cosmin Nedelcu este lovit de o minge în timpul unui joc de fotbal? Nu. Nu e, e scenariu vechi. După aia l-am refăcut. Zim, cum ai ajuns în lumea viselor? În timpul meciului de paintball, pentru că Onel este secerat de adversari, eu plec într-un, într-un soi de exces de furie, așa, și mă lovesc cu capul de o grindă. Cosmin Nedelcu se lovește cu capul de o grindă, da, și cade la pământ. În inconștiență, întuneric. Deodată? Deodată se trezește într-o poieniță, se uită în jur. Luminoasă. Soare. Cerul albastru. Care părea ca un rai. Deodată se aude cineva fredonând o melodie. De luni, septembrie luni. Doamne, să fii tu oare? Nu, sunt Horia Brenciu cel adevărat. Da, nici în rai nu scap de asta. Stai liniștit, Horia. Nu a sosit încă vremea ta, dar te-am adus aici pentru că nu mai poți fi același. Horia, viața trebuie trăită frumos, nu cu supărări și replici acide. Da, nu pot să cred că catul ăsta. Nu o să mai rămână nimeni lângă tine dacă vei continua să te comporți așa, Horia Brenciu, care nu sunt eu. Descrețește-ți fruntea, iubește-ți familia, apreciază-ți colegii. Emil are nevoie de ajutorul tău. Trebuie să câștigați, altfel, oprea, vă da pe toți afară. Și ce e de făcut, Horia Brenciu, adevărat? E simplu. La fel cum superputerea ta este să faci orice om să se certe de căcat, poți face și inversul. Redă-i lui Emil încrederea în el. Totul stă în mâinile tale. Nu în sensul ăla, Horia. Nu în sensul ăla. Nu cred că spun asta, dar îți mulțumesc din suflet, Horia Brenciu cel adevărat. Va fi bine. Iar într-o zi, când totul se va fi terminat, te aștept. În rai? Nu! La Sala Palatului! Am spectacole pe 25 și 26 noiembrie cu orchestră, invitați, surprize, 100 și ceva de lei bilet, o nimica toată! Aniversări! Va fi o nebunie! Să nu uit, când te trezești, vezi că șobii nu se bea spală pe dinți. Te-am pupat! Baftă! Baftă, Horia! Baftă, Horia! Bă, ce-ți spune inima! Mă îndepărtez aici. Bă, ce-ți spune inima! Și acum a cântat. Când ești cu mine, nu mai era, fă ce-ți spune inima. Fă ce-ți spune inima. Acesta a fost secvența. Mulțumesc. Prea multe aplauze. Aplauze nu sunt tare aici. Adepții mei nu sunt tare. Mai pune biciu, păi. Mi-a venit un mesaj? Da. Ce? Mi-a venit un mesaj, n-ai auzit? Nu. Știu că te vezi cu micuțul azi, dacă poți te rog frumos, dacă ești lângă el, dă-te puțin mai așa, că stau 3 secunde. 3. Vezi că pentru partea a doua noi ne-am gândit și ne-a plăcut atât de mult de tine că am vrea să continuăm cu Horia Brenciu cel real și să te cheme Cosmin Nedelcu. E o nebunie de-a noastră, știi că noi avem nebuniile alea, dar te rog eu să nu audă Cosmin, da? Bine, hai, vă pup! Iar tu nu trebuie să... Doamne, să fie o glumă asta? Oare aceasta e o glumă sau... Era Bromania la telefon. Nu vreau să cred. Wow. Iartă-mă, ți-am dat o veste. Să aduc ceva mai tare? Nu plec. Nu. Stai chiar în mașină. O să te închidă la mână. Deci dacă vrei... Stai două secunde să mă sun să plec. Da, e o idee foarte bună și chiar vă doresc tot succesul. Mi se pare foarte bună ideea. Vezi, mă, băi, deci asta e...
Deci asta îmi place la tine, ești un actor foarte bun. Unde? Unde? Aici? Bine. Deci ăsta este, știi foarte bine, îl vezi. A trebuit să joc. N-a trebuit să-ți dau telefonul să vezi tu mesajul, a trebuit să joc eu. Asta, am jucat aici. N-a fost real. Nu e real. Nu e real ce spune omul ăsta. A fost o glumă. La naiba. A fost o glumă, măi, omule, măi. A fost o glumă? Nu. Pe bune, a fost o glumă. Am o rugăminte. Mai vrei să servești aici ceva? O să iau asta. Perfect. Iubire, te rog. Deci fii foarte atent. Aici ai venit pentru o cursă contra cronometru. Cred că de departe asta este cea mai relaxant. Dacă vrei să spui ceva adevărat. Dacă nu... Continuă. Am întors scaunul. Ca la, îți place ție? Știi, vocea României. Ăsta vocea, da, blanduziei. Da, da, da. Le vadă românii. Eu cred că trebuie să fii pregătit, pentru că noi aici lucrăm la foc continuu. Și când vine un invitat, vrem să-i oferim în cel mai scurt timp posibil cât mai multe surprize. Pentru că vei avea multe de făcut în viitor apropiat, ne-am gândit să-ți dăm energie. Vine chiar acum porția de energie. Bă, da, tu chiar... Ok. E Cocova? Nu Coco, vorbești de Coco Marinescu sau de ce Coco? Coco Marinescu. Deci, în toate postările tale de pe internet, eu m-am inspirat din ele, iar ție îți plac cartofii cu ceva peste ei. Aici, cred că sunt întrevede, știi să gătești? Da. Pă bune? Asta nu o anticipam. Da. Ce îți place să gătești? Ce vrei tu? Asta pot să o fac, de exemplu. Păi, asta am făcut-o eu. Uite. Serios? Păi! Hai, nu, serios? Iartă-mă, aș vrea să încerc puțin acești cartofi, așa, la botucalului. Trebuie să pun mai mult cimbru. Ce se pune peste cartofi? Am văzut niște cartofi foarte asezonați cu tot felul de ingrediente. Ce se pune pe... N-ai făcut asta. Mi-ai demonstrat acum că n-ai făcut asta. Cum ți-ai dat seama? Cimbru peste cartofi. Păi ce să pui, mă, peste cartofi? Brânză. Așa, mă, bravo, mă, iubire, bravo. Brânză sau rozmăr. Da, mie nu-mi place rozmăr. Niște au mărar, de exemplu. Îți place mărarul? Ba da, dar nu peste cartofi. De ce să pui mărar peste cartofi? Ce, iartă-mă, suntem animale? Iartă-mă, o întrebare delicată, dar în același timp o să vezi un debat. Știe să gătească? Nu chiar. Nu pune rozmarin peste cartofi. Nu-mi da numele ei. Nu. Afrodita. Ok. Afrodita. O cheamă Afrodita? Da. Afrodita. Nu pune rozmarin și nici mărar peste cartofi. Asta dacă vrei să-l surprinzi pe 14 februarie sau 26 februarie sau întâi... La sala palat. Și vă aștept amândoi. Bun. Acum aș spun faza tare. Da. Eram în urmă cu una jumătate, eram într-o poieniță. Și tu și Bromania mi-a spus, băi, te duci așa, urli, băi, ne venea în sala palatului. Eu am uitat complet ce date și ce am spus. Uh-huh. Țin minte că m-am drit cu voi, în poienița aia, a fost o filmare formidabilă, au fost niște zile undeva în... Mai țin minte pe unde era asta? Pe undeva prin... Pe lângă... Bolboci. Bucești, da. A fost minunat. Am revăzut ieri noapte, când stăteam și mă gândeam ce să te întreb, am văzut faza asta. Și ne vedem la sala palatului. Și după aceea m-am adus aminte că afișul ăla, de acum, este că sala palatului. Da, este sala și palatului. Și coincide data? Cu o zi, e diferențiază. Acolo e 25-26, iar eu în film am zis, ne vedem pe 27 și 28 la noiembrie la sala palatului. Uh-huh. Iar eu, când am pregătit spectacolul ăsta de la sala palatului de acum, am uitat complet. Păcat, mergea. Fii atent aici.
ceea ce spun. Era cea mai... Dacă eu spun acum o chestie și facem un film și spun... Dragul meu, Cosmin Nedelcu, ești tată la 3 copii, anul viitor o să ai tripleți. Am... Nu, o să am 4 copii, probabil. Exact, cu rămează perfect. Eu dau puțin, Dumnezeu dă mai mult. Aleluia. Sau așa, da. Măicuța Domnului, foarte bine. Da. Iartă-mă, dar trebuie să gust din chestia asta. Ești omul care, până la o anumită perioadă culinară, taie sau ia direct cu mâna? Ia cu mâna. Da, acum, fiind la podcast, am zis să tai. Taie, te rog. Deși, aia zic. Mm. Mm. Bun. L-am ținut prea mult în cuptor. Nu l-a ținut el. Nu l-a ținut el, vă minte. Scuze-mă, vreau să întreb altă întrebare. Spune. La podcasturile unde ai fost. Da. Ți-au dat ceva de mâncare oamenii? Nu, da, nici nu prea. De obicei la podcast se vorbește, știi? Da. Și nu, nu prea, adică în afară de Bobo, care am văzut că are platouri. Da. Da, și mi-a dat, Bobo mi-a dat, da. Bobo. Da, n-am mâncat ca asta, știi, dacă vorbești. Da, poți să vorbești și să mănânci în același timp. Da, da. Uite, mă spun o întrebare. Când facem următorul film împreună și mănânc? Da, corect. Cred că pe 26-27 noiembrie 2023. Vezi? Dacă... Dăm voie, să, dăm voie să-ți... Livrez o melodie. E bine, bine, e foarte bine. Ce artiști cântăreți îți plac de pe piața românească? Bă, e o trupă care mi-a rupt așa... Sentimentele. Da. Care se numește Hands, dar se scrie H-V-N-D-S. Bă, și-s niște băieți foarte talentați, pe rocăreală. Mm-hmm. Iar tipul solistul are o voce absolut senzațională. Nu am auzit niciodată spre rușinea mea. Și au și o combinație în asta, e rock-trap foarte interesantă. Iar în rest, eu sunt cu hip-hop, așa, cu rockereala, cu astea. L-ai întâlnit pe Grasul XXL vreodată? Da, ne știm de mulți ani. Cred că vreo 15 ani. Vreodată... Cineva a fost, adică cineva te-a confundat cu Grasul XXL? De foarte multe ori. Vorbesc, nu cred asta. Faci mișto. Nu, acum. Nu deloc. Nu, n-am cum. A fost o poză care a circulat pe net vreo 7 ani. Nu cred așa ceva. Cu o fetiță, asta e for real. Am fost la el la concert la berărie, cred că aveau. Și după Dragoș a plecat imediat. Dragoș, și eram afară, Grasul XXL? Adică, da. Și eu eram afară cu băieții, cu Maximilian, nu mai știu cine mai era cu Zau. Și a venit o mamă cu o fetiță. Și a zis, puteți să faceți, vă rog frumos, poză cu asta mică? Eu abia ce apăream la prima, matinal. Și a zis, da, în mintea mea... Erai vedeta de la prima. Vedeta. Mă știa prezentatorul matinal de la prima. Da, mă știa de la prima. Fac poza, într-o săptămână primesc poza de la cineva cu Grasul XXL la concert. Tăguit. Fetița aia super încântată. Na. I-au făcut-o și lui săracul, cu micuțul. Și pe mine m-a mâncat în cur și am zis la un moment dat că nu mai mă, gata, lăsați-o dreacu de glumă. Și de atunci s-a dus și mai mult. Păi normal, ai intensit focul. Exact. E adevărat. Da. Da, slava Domnului că am mai făcut după aia alte lucruri și s-au găsit alte lucruri de care să fac mișto. Eu cred că noi trei suntem cei mai bine făcuți oameni din România. Bă, Dragoș, a slăbit oricum. E... A, bune? Și Bobo, da. Și Bobo, care Bobo tot timpul merge, nu știu dacă l-ați văzut, merge la tot fel de emisiuni și zice, bă, dar eu am slăbit mult, mă. Dar e la fel. Să nu se supere. Nu te supăra, Bobo, că m-am întâlnit cu ei acum când am venit cu frații Bobonete. Eram amândoi la... S-a supărat. S-a supărat. O să ne dea ban. Nu cred. Super ban.
Eu am văzut și la tine schimbările fizice au fost foarte mari atunci când ai slăbit 50 de kilograme. Da. Scuze-mă. Să audă. Să n-audă telespectatorii următorii. Ce ai făcut de slăbit 50 de kilograme? Bă, n-am mai... A fost foarte simplu. Adică slăbești foarte simplu de la 170 de kg. Adică primele 20 de kg le dai doar dacă nu mai mănânci pâine. E foarte simplu. După aia, într-adevăr, te să ții cont să pe măsură ce te apropii de o cantitate mică, da. De țesuturi adipoase, o să luptai mai mare. Și după aia, bineînțeles, ai grijă să nu... Eu am mai intrat iar pe teritoriu... Oprit. Da. Interzis. Da, eu am fluctuații, așa. Mai slăbesc, mai... Ăsta sunt și eu. Vezi? Noi ne potrivim foarte bine. Bobo, la fel. Te pupo. Așa. Dar noi cred că ne asemănăm la faza asta. Da, da. Iar eu, de fiecare dată, mie îmi place... Și la înălțime, asta mi se pare incredibil. Nu, tu ai 1,90 m. Așa. Eu am 1,85 m. Take 5. Da, ui. Mă, e foarte acolo. Să fii în serios. Și în pozele pe care ți le-am arătat. Tu stăteai puțin așa ca să mă faci pe mine înalt. Mulțumesc încă o dată. Oricând. Mă întrebare așa, paralelă cu orizontul. Ai faci vreun sport? Te distrează? Fac sală. Da. Nu cred. Da. Nu cred. Vorbesc serios. Nu, ce faci sală? Ești... De un an de zile fac sală. Tonifiere, un fel de tonifiere. Nu neapărat masă musculară. Forță. Efectiv forță. Dar nu prea se vede, din păcate, că și mănânc. Și nu se conturează absolut nimic. Oricând, la oricând mâini s-a mai vrei, văzut așa. Dacă îmi dai mie telefon și îmi zici, Horia, dăm o provocare nouă, nicio problemă, vină la tenis. Nu, nu. Horia Brânciușul adevărat. Nu vreau. Vină la tenis. Nu, nu vreau. De ce nu vrei? Nu vreau. Ești comod. Nu e vorba că sunt comod, am văzut place. Ce faci acolo și mi se pare foarte greu. Ce e greu, mă? Băi, deja mă enervez. Uite, mă enervez. Nu e greu. Ce? E... Ce să fie greu? Să ții asta în mână e greu? Așa? Uite. Dar nu e vorba că o ții în mână, e vorba de modul în care... la ping-pong, dacă vrei ping-pong, da, jucăm. Ok, un început. Dar așa mi se pare foarte complicat să dai seama... Eu când am jucat pentru prima oară, când am încercat... Eu am dat mingea peste teren, cred că la un alt teren mai încolo. Și nu știu să neapărat să-mi dozez... Pentru că e o forță incredibilă, Horia Brânciu. Asta voiam să spun, asta voiam să spun. Ceea ce vreau să spun este că, și acum să trăniștesc, știi pe unul Federer? Cred că da. Prima dată când a pus mâna pe... Se retrage la universitate. S-a retras la garaj. Da. Când a dat peste case, peste voi. Deci nu-ți fă problema. Și eu și toată lumea a dat peste case, peste voi. Să nu crezi că din prima minge s-a născut... Dar nu trebuie să ne dai campion. Tu știi ce distractiv e? Între noi doi un tenis ar fi... O dacă vrei for fun, da. Da, putem să facem. Păi for fun. Eu n-am zis să mergem împreună. Cu toate că am putea face dublu. Nici o minge n-ar trece de noi. Cling! Exact. Eu mă bag... Ce vrei, m-am mutat? You own it. Eu mă bag la fileu acolo. Eu dacă mă bag la fileu și fac așa... Jesus Christ! Și dacă îmi pui... Dacă găsesc un costum din ăla să pui rachete peste tot, pe mine, așa... Să mă fac un soi de vantai din rachete, așa... Și după aia nu mai e gata, nu mai trece nicio minge, într-adevăr. Poți să spun zidul? Da, da, din Hamlet. Vezi, asta îmi place. Cum reușești, eu sunt acest periferic, iar tu imediat ridici nivelul discuției. Și pentru că eu vreau să o ridic și mai sus, vreau să spun un singur lucru. Eu sunt un om de munte, m-am născut la Brașov, mie îmi place să călătoresc pe munte. De fiecare dată când trăgeam cu o mașină, pe care o conduceam la timpul respectiv, pe o serpentină, eu, ochii mei nu se erau la drum, ci erau mai departe la stânci. Când am aflat ce s-a întâmplat, am zis, bă, omul ăsta, de ce mi-era frică, n-a scăpat el. Cum a putut să cadă Dita mai bolovanul de pe stângă, tu fiind în mașină, chiar pe mașina ta? Deci ție ți era frică de asta? Da. Niciodată nu m-am gândit la chestia asta, până s-a întâmplat. Păi a rupt plasa, au fost trei stânci care au căzut, una de... Cred că 12 tone, una de 14 și una de 7.
Dar am avut norocul că aia de 7 m-a lovit pe mine. Adică a intrat în mașină, prima a căzut în fața mașinii, de 12 ne-a învârtit, după aia de 14 în față. Ne-a învârtit? Da, ne-a învârtit și după aia de 7 a intrat, deci mașina era blocată între două stânci și aia de 7 a venit exact în unde stăteam eu în dreapta și rostogolindu-se așa a băgat ușa sub mașină și eu m-am trezit efectiv cu stânca aici. Lângă, în mine, practic. Și, na, și am pățit chestia asta la degetul mic, dar... Dar nu, e ok, dar, se mișcă. Da, am fost operat la... Da, la picior, la... Dar, real vorbind, mi-au zis prietenii doctori care m-au făcut bine că dacă era cineva slab, ar fi murit pe loc. Adică for real. Deci am avut foarte mare noroc. Atunci eram în proces de a slăbi. Deci aveam vreo 160 ceva de chile. Și am avut noroc din toată grăsimea aia. Aia a fost un soi de scut, așa, să nu-mi rupă ficatul, să nu... Da, într-adevăr, mi-a strivit piciorul. Drept. Extraordinar. Mi se pare, abracadabra, mi se pare că este o poveste dintr-un film. Da, și nu s-a făcut absolut nimic după aia, adică plasele alea am văzut că sunt cam la fel. Unde poliția era a spus, pe unde era pe Valea asta? Oltului... Pe Valea Oltului, adică în Highway to Hell, acolo. Exact. Acest loc blestemat care... Extraordinar. Mi se pare că nu doar dacă pică strânci e periculos acolo, mi se pare că e periculos by default, așa. Mi se pare un loc, nu că am pățit eu ce am pățit acolo, dar mi se pare un loc foarte... Adevărat. Încărcat negativ, așa. Nu știu cum să zic. E adevărat, pentru că nu ai nicio șansă altundeva. Dacă te ieși da, pe Valea Oltului, da. Nu mai ai niciun exit. Nu mai ai nicio altă cale secundară de scăpare. Da, da. Da, și asta, din păcate, se încăpăt, sau nu știu ce se întâmplă, de nu se face acea autostradă, știi, Brașov... Comarnic. Comarnic. Eu cred că trebuie să numim un zeppelin. Dar asta e altă discuție. A fost singura întâmplare periculoasă din viața ta asta. Ei, au mai fost câteva, dar din alea absolut normale, de aproape de necat și din astea clasice. Adică am tovarăș cu moartea, ne știm. Nu doar auzi, în mine, ci și în jurul meu. Cum aș putea să fiu mai... Adică eu mi-am dat seama că misiunea mea, una dintre ele, pentru că am mai multe misiuni, este să am grijă de oamenii la care țin. Ești un om la care țin. Vrei să-ți pui numărul meu de telefon pe speed dial sau vrei să fiu alături de tine anumite... Adică eu n-am nicio problemă cu apa, cu soarele, cu apa, aerul și fraierul. Dar tu știi să înnoți bine, nu? Mi se spunea Johnny Weissmuller. Eu habar n-am să înnoți. Slash Tarzan. Da. David Povovici. Mi-a urmat stilul meu de... Da? Liber. Liber! Liber! Libertate! Deci eu sunt. Wow. Deci eu vreau... Să nu ți se întâmple nimic. Să fii ok, să fii zâmbitor, să fii exact așa cum ești astăzi, prin un zâmbet fin. Niciodată văd că nu ești trist. La alte podcasturi te-am văzut trist. Dar mă bucur că ești. Am mai fost câteodată, am mai fost, da. Există... Așa era perioada, mă, și... Mă, la tine există păcate, tristețe? Iartă-mă. Gândeam. Normal că există, da. Când ai fost ultima dată trist? Nu mai știu exact. Nu-ți spun conform ceea ce spune Google. Eu nu... Am fost trist și atunci, e normal, ești trist, se întâmplă, ești trist, na. Dar acum ești vesel. Acum nu Afrodita e vorba e că fața televizorului și te salută. Și nu e vorba doar de asta, e vorba de, în general, lucrurile care se întâmplă, care sunt foarte bune și mi se tot, nu știu cum să zic, din ce în ce mai des mă simt binecuvântat. Mai mare binecuvântare. De ce că ca să fiu trist în cazul? Păi nu, dar e clar. Iar eu, la rândul meu, primesc această binecuvântare. Iartă-mă, mai servesc unde ăsta? Te deranjez dacă mănânc? Te rog frumos, dar mănâncă Horia. Dar mănâncă. Văd că te-ai săturat. Nu mi-e foamică. Azi ai multe de făcut? Trebuie să avem iarăși o întâlnire. Întâlnire, da. În care discutați despre film. Poți să te ajucă ceva? Nu, mulțumim.
Poți să dau o idee despre ceva? Da, o idee tot timpul. Despre ce? Așa, de cum să mă îmbunătățesc viața, Horia. Păi să ne vedem mai des. Cum ai tu atâta... Deci asta mi se pare că ești în binarea între mine și Dorian Popa. Ai corpul meu, dar energia lui Dorian. Mi se pare incredibil. Nu vrei să am corpul tău și corpul lui și energia ta și energia lui? Deci e un secret. Eu când îmi fixez o întâlnire cu cineva la care țin, mă înarmez. Nu are nicio legătură cu o întâlnire. Are legătură cu starea ta perpetuă de energie, de... Efectiv. Totul e... Cum faci? Care e secretul? Scuze-mă, noi ne-am întâlnit o singură dată. Am stat o seară împreună și tu mă știi atât de bine? Și în seara aia, într-adevăr, ai avut la un moment dat așa un soi de low. Păi stai, întreabă-mă de ce? La băutură, frate. Nu! Eu nu m-am îmbătat în viața mea. Eat this! Aici. Nu foaie verde, foaie lată! Scrie odată! Atunci de la oboseală. Nu! Atunci de la ce? Era pentru prima dată când te vedeam. Era pentru prima dată când o vedeam pe Anca Dinicu. Acolo a fost prima dată. Da. Era pentru prima dată când vedeam toți actorii. Am venit frumos lângă mine. Ce vrei să fac? Bidi-bam-bidi. Hey, baby! Păi nu, dar tu ai avut energie la început. Am avut puțină. Și după aia s-a dus. Păi da, pentru că am vrut să văd cine sunt cei cu care stăteam. E foarte important asta. Uh-huh. Asta am învățat. Dacă am învățat ceva de la viața, asta am învățat. Mă duc într-o întâlnire. Nu! E slow motion. Hello, bună ziua, mă bucur că pac, mă uit la oameni. Îi studiez puțin. Văd dacă și ei vor să fie cu mine. Pentru că s-ar putea... Cine dracul a dus pe ăsta aici? Dați-l afară. Știi? Și simt chestia asta. Ei, nu s-a întâmplat lucrul ăsta și după aceea ne-am revenit. De ce să zic că cine dracul a dus pe ăsta? Dați-l afară. Ce crezi că nu există piață? În piața asta nu există dușmani ai noștri sau cum? Nu cred. Ești paranoic. Nu, am parasolar. Ce să spun? Dincolo de mine, ăsta nu-i podcastul tău, e podcastul meu. Gata, eu am tot. Nu mă mai spune despre mine. Uită-mă. Gata. Cine ești? Uită-mă. Sunt Horia Brenciu cel adevărat, la naiba. Wow. Iar trebuie tot. Ai exagerat un pic. Iar. Nu, accept orice. Sunt Horia Brenciu cel adevărat, la naiba. Mai bine? A fost ok. Mai multă experiență. Oară. Eu n-am făcut actoria. Eu am făcut un an de scenaristică și după aceea 3 ani de multimedia. Montaj. Pelicule. 35 negru. 16 negru. 35 color. Da, mi se pare incredibil cum se monta pe vremuri și câtă răbdare trebuia să... Cum căcat aveai tu răbdarea aia dacă tu erai... Am lucrat cu Ioana Oricaru, țin minte, în anul 3, și am lucrat cu Cristian Mungiu și de fiecare dată eram prinși în asta și acolo, la ultimul etaj din ATF, o masă de montaj de aia cu pelicule, cu... Mai trăgeai dintr-o țigară, mai te concentrai. Dar nu-s foarte flammable. Ba da. Ok. Dar viață de artist, de la Croa, pericol. Toulouse-Lautrec, cu cine să mă mai întrec, pam, pam. Da, da. Iartă-mă dacă am ridicat brusc nivelul. Nu, e super sus, da. Ești foarte, îmi place foarte mult la tine cum personifici tu dragostea. De ce nu termini asta cu montatul? Păi montez în fiecare zi. Nu, povestea. Păi trec de la... Și erai acolo și fumai și... Și mi-a plăcut foarte mult să lipesc cadrele. Deci în anul 2 mi-a zis, uite, ai o peliculă de 16. Care era, iartă-mă, care era nivelul de precizie pe care îl aveai, comparativ cu acum? Nu se compara așa ceva. Când ești în analog, trebuie să tai pe unde trebuie, la frame. Asta zic. E la fel. Numai că frame-ul acum îl găsești pe... A fost Avidu și după aceea acum găsești pe... Toate softurile de montaj. Deci era practic la fel de la precis. Fel, la fel. Uh-huh. Și când am avut eu reacția vis-a-vis de film, să spun așa, mi s-a spus, uite, poftim o peliculă. Era o peliculă de 16 al negru în care cineva
trăgea o barcă, o barcă se deplasa pe un lac. Mm-hmm. Pune-i sunet. El a fost momentul în care m-am îndrăgostit eminamente de montaj. Și am luat niște păsări, am luat niște brotaci, am luat niște plescăituri de barcă și le-am pus pe toate în montaj, le-am sincronizat. Iartă-mă, asta cu bandă de magnetofon, bagnă, nu? De magnetofon, exact. Văd uh-huh. că știi. Văd că știi. Le-am pus pe toate, le-am sincronizat și am dat drumul. E, ceea ce vedeai tu fără sunet, un om care trecea văslin la o barcă, când am pus toate alea, a prins viață. Practic, sunetul dă viață. De aceea îi mulțumesc încă o dată, anului 1928, al Johnson, Cântărețul de Jazz, ca fiind primul film cu sunet. Pentru că sunetul a fost, a dat viață peliculei. Nu era sunetul, pelicul era la fel, stătea cineva și făcea un ragtime. Ta-ta-ta-ta-ta. Te vezi cu sunet fără să vrei. Ce anume? Scoți sunete fără să vrei. Ichnituri, nu sunt sunete. Sunt onomatopee. Dar tu, revenit, iar te-ai luat de mine! Iar m-ai băgat! Măi, dacă... Păi dacă n-ai ajuns la mine la podcast, măcar acum să... A, corect, bravo. Mai tu combin MCN cu lucruri simple. Apropo, tu știi că am încă un nume? Băi, nu mai știu dacă mi-ai zis. Mi-ai zis? Parcă ți-am zis odată. Undeva. Dar nu mai știu care. Nu ți-am zis. Nu ți-am zis pentru că îți aduce aminte, cu siguranță. Deci tu ești MCN, da? Tu ți-ai dat numele ăsta? Tu l-ai găsit Micuțul MCN? Păi când nu, era Micuțul Cosmin Nedelcu și când ți s-a zis prima dată Micuțul? Micuțul ție. În clasa a doua. I was huge, Mr. Branch. Eram foarte... Am văzut poze cu tine, mă. Erai o boabă de om. Da, mă, dar pozele alea sunt și alb negru, da, și e normal, nu m-am dezvoltat din primii ani. Dar scuză-mă puțin, cine ți-a zis, colegul sau învățătoarea? Un coleg din altă clasă. Mai ții minte numele lui? Alin, nu mai știu cum. Să fie eliminat. Nu, să-i se dea diploma de, o diplomă mare, nu micuță. E, așa cum ești tu MCN, dacă e vreun telefon important, răspunde. Nu. M-am dacă e neimportant, dă-mi mie. Da. Pe mine o cheamă Augustus. Augustus, mă, dar știam, dar nu din altă parte știam. Ai mai spus tu undeva. Și la un moment dat mă documentam pentru podcastul nostru. True. Putem să-i zicem ăsta podcastul nostru? Da, putem. Da, putem. Păi da, mâncăm același pui, practic. Bravo. Că nu cred că jumătatea mea e din alt pui și jumătatea ta e de la alt pui. Jumătate de pui. Da, jumătate de pui. Vreau să zic că urmărindu-ți postările, pentru că urmărind postările cunoști puțin oamenii, puțin mai mult câteodată. Fii atent ce frumos ai spus aici. Ești gata? Da. Muzica? E atât de caldă încât e imposibil să ți se răcească relația. Nu e atât de cald afară. Nu pot. Nu e așa, nu e adevărat. Ba da, era foarte cald afară. Ah, deci s-a dus dacă tot. Am pregătit și o chestie, s-a năruit. Deci practic ai făcut o mică irony. Vis-a-vis de vremea. Da, am momente în care super ironic pe Facebook sau... Bine, trecem peste asta. În mediul online. În mediul online. Sunt foarte acid. Nu. Sunt foarte spumos, am un umor spumos. Ăsta e. Pentru că numai tu puteai să te duci pe balcon. Apropo, alea au fost pe balconul tău. Ce? Ai recitat din versurile mai multor melodii. Da. Printre care și manele. Da. Prima dată când am văzut asta, a zis... Bă, ce idee mișto. Deci îmi plac oamenii care au idei mișto. Asta a fost o idee mișto. Și prima ai făcut o piesă de la Salam. Nu știu dacă prima, dar da. Ai avut succes brusc din contextul... Da, toate strângeau așa niște view-uri. Iar atunci era la tine în balcon.
Ăla era balconul tău. Am filmat și în balcon, da, ai dreptate, da, da, da. Da, era. Iartă-mă că-ți spun viața în ordine. Dar era unde stătusem, în altă parte unde stătusem cu Kirin. Foarte frumos Omega OC Master. Mulțumesc foarte mult. Și eu am un Omega, iată. Omega. Da. Ai și un tatuaj, dar mă revenim puțin. Mai multe. Deci eu am văzut chestia asta. Iar acum, tu nu ai mai făcut ultima vreme? Nu. N-am mai făcut-o. Dragul meu. N-am mai făcut-o și... Da? Doar te ascult. Nimic. Atâta, n-am mai făcut-o. Dar trebuie să o facem acum, nu? Sigur. Asta este. Din ce piesă? Această piesă este... Marius? Mariaj d'Amour. Ok. Unu, Senevil, Paul Senevil. Nici nu mai contează. Ducă-se pe pustii. Ai versurile pe care, în urmă cu câțiva ani, când ai început să citești versurile, să le interpretezi, să le dai viață, actoricește vorbind, această piesă nu era făcută. Ok. Dragii mei, în interpretarea lui Cosmin Nedelcu, ziua în care tu m-ai sărutat. Kindriș, Carmen Kindriș. În regulă. Stai. În ziua care tu m-ai sărutat. Nu. Buzele tale dulci. Asta e aia. Asta. A, buzele tale dulci ca mierea. Ochii tăi. Nu distruge elementul actoricesc. Gata. Ziua în care tu m-ai sărutat. Ziua în care tu m-ai sărutat mi-a dat toată viața peste cap. Buzele tale dulci ca mierea, ochii tăi îmi iau puterea, gura ta îmi dă fiori. Ce mi-ai făcut că mă omori? Au. Haide. Bine. Hei. Nu credeam că o să mă îndrăgostesc, dar inima nu pot să o mai opresc. Buzele tale dulci ca mierea, ochii tăi mi-au putere, gura ta îmi dă fiori. Ce mi-ai făcut că mă omori? Au. Bine. Hei. Mi-a intrat pe inimioară și a început ca să o doară. Iar... Hai! Nici noaptea să dorm, eu nu mai pot, că tu m-ai nebunit de tot. Buzele tale, dulci ca mierea, ochii tăi ține să-mi iau puterea, gura ta îmi dă fiori. Mă, ce mi-ai făcut că mă omori? Au! Vai. Bine. M-am îndrăgostit de tine. Tu îmi dai dureri de cap. Ce să mă fac? Hai! Au. Mulțumesc, deci, frumos. Deci găselnița asta este senzațională. Iartă-mă, chiar tu emoțional. Am linită alergică și sinuzită. Erai răcit și în timpul filmărilor? Nu eram răcit, aveam linită alergică și era... Și era într-un câmp de flori. Era exact. Era iadul oricărui alergic.
alergie pe care o am de 3 ani. S-a lipit așa de tine de ca marca de scrisoare? Da, cum așa? Da, 8-8? Da, da. Înseamnă că viitorul film pe care îl filmăm împreună trebuie să se turneze undeva pe niște zgârienori ca să nu fie... Da. Sau la mare. Îți place la mare? Nu. Nu, deloc. Pe mâna ta este Batmobilul. Nu, nu, unde e Batmobilul? Nu știu, mi s-a spus că ai pe o mână tatuat Batmobilul. Nu. Batman. Batman. Nu, nu. S-au dus. Iată, s-au dus întrebările de Batmobil. Nu mă, l-am pe Superman. Pe cine, mă? Pe Superman. Du-te, bă, de aici. Avea capă? Da. Da. Senzațional. Și în viteză, știi, când se ducea să... Salveze pământul, să întoarcă pământul. Să întoarcă pământul, ca să ca a murit Lewis. Scuze-mă, tu ești fan Christopher Reeve? Am fost, da. Chiar e tragic ce a pățit. Mi se pare că era un om care merita mai mult. Dar probabil... Mai ții minte ultimele filmele lui în scaunul rulant în... și vorbind doar de aici, din vârful buzelor? Țin minte ceva, dar nu mai știu exact. Dar... Nu, mi se pare că a făcut... Adică ce a făcut din Superman a fost wow. Care este supereroul tău preferat? Dintre ăștia noi. Ăștia de pe Marvel. Marvel. Marvelous. Ți-a cred făcut? Că o să merg pe... Dar e tot clasic, nu merge. Hulk. Nu pot, mă, e Superman, nu pot. Nu pot să-l tradez, e Superman. E Superman, e Superman, e cel mai tare supererou. Calmează-te. Gata. Nu pot să-l tradez. Gata, am înțeles. Nu trebuie să insiști, am înțeles. Te-am văzut în niște reclame foarte tari cu Anca Dinicu. Mulțumim. Tu l-ai scris pe ăsta? Da, l-am scris și l-am regizat, da. A, deci e jurat, prezentator, comediant. Îți place comediant sau stand-upper? Nu prea contează. Cred că îmbină toate comediant, într-adevăr. Tu dacă mai cânti puțin, dacă pui puțină voce, tu poți să fii Horia Brânciu, cel adevărat. Aoleu! A fost o glumă deplasată. Nu, dar chiar mi-au plăcut alea. Chiar mi-au plăcut. Și Anca este o fire care se pretează la nebunie. Da, și foarte amuzant. Da. Și talentat. Să intre, Anca. Glumam. Da. Nu e în țară. De fapt, nu e pe pământ. E pe altă planetă. Cine știe? Ție. Te-am văzut într-un film, tot pe internet, imitându-l pe Ceaușescu. What? Da, 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 da. Cu grasiera aferentă. A fost mult, cu mult timp în urmă. Întrebarea mea este următoarea. Da. Îți place să imiți? Nu, nu. Și mi se pare că nu mă pricep absolut deloc la asta. Nu știu, nu știu să imit. N-am... Mă uit absolut fascinat la Drăgulin când face toate lucrurile alea. Nu știu dacă l-ai văzut imitându-l pe Sorin Popa. A, Sorin Popa, de la Antena. Păi, efectiv închizi ochii, e unul la unul. Mi se pare incredibil. Dar n-am acest skill. Chiar nu mă pricep. Dar știi că începe din gât. Nu din minte, începe din gât. Adică, practic, mintea îți spune ia forma sunetului cu gâtul. Eu nu cred în asta. Nu cred. Nu cred. E vorba și de, că asta vorbeam și cu Vlad, e vorba și de, e ca la un personaj, că atunci când faci un personaj. Să-i fur cât mai multe date din. Exact. Și totul pleacă din minte, indiferent ce spui. Adică din minte se va forma. Inevitabil, corect, corect. Da. Ai dreptate. Dar tu poți să fii Horia Brânciu cel adevărat. Asta vreau să... Da. Indiferent ce zici. Iartă-mă, vreau să fac o recapitulare. Da. Ești un timp împlinit. Ai scăpat din ghearele destinului de multe ori. Da. Ești îndrăgostit.
Îți place ceea ce faci? Ai spectacole? Apar la televizor și oamenii simt asta? Îți mai lipsește ceva? Bă, sincer, nu. Dar ca orice om, vreau mai mult. Te rog, despre ce e vorba? Dă-mi voie să scriu aici. Păi e vorba despre, nu știu, despre proiecte viitoare pe care vreau să le fac și sper să-mi și reușească. Cum te gândești? E o chestie foarte importantă. Hai să-ți dau un exemplu. Când mă gândesc la Sala Palatului, îmi pun în minte. Nu. Aici e o chestie foarte interesantă, că nu e vorba de orgoliu, nu e vorba de, băi, eu, cultul personalității. Ego. Cu cine pot, alături de cine pot să fac un spectacol mai bun? Și zic ăla, invitat ăla, și îmi fac tot timpul un fel de puzzle în capul meu. Tu cum îți faci pentru proiectele tale, online, pentru spectacole în general, care înseamnă mai mulți oameni pe scenă? Cum îți faci chestia asta? Faci colaborări, parteneriate de genul ăsta pe scenă? Pe scenă, de obicei, e o chestie prestabilită, pentru că noi suntem, fiecare aparține de câte un club, și de obicei oamenii de la clubul respectiv write together and die together, adică fac show-uri la cluburi, fac show-uri prin țară împreună de obicei. Bine, se întâmplă să mergem și solo, să mergem și cu oameni care deschid show. Și probabil de asta vrei să faci proiectul online, pentru că ăsta e altceva decât solo-urile pe care le faci prin țară. Nu e vorba doar de asta, e vorba de... Am deschis eu în minte mai multe... modalități. Mai multe camere care sunt întunecate în momentul ăsta și în care aș vrea să... A, să experimentez. Ca să, da, să mai... Eu în ce cameră sunt? Tu ești în lobby. Tu ești în lobby. Iubire? Dacă sunt în lobby, vrei să... Nu s-a atins, deci practic... Nu aș vrea să le iau, oricum. Nu s-a atins prea mult, nu i-a plăcut ce am pregătit. A fost foarte bun. A fost foarte bun, mulțumesc, la revedere. Da, nu, cred că trebuie să-i dăm... Nu m-am așteptat, adică m-am așteptat la bruschete, dar la un fel de mâncare, efectiv, nu m-am așteptat. Da, da. Crezi că toate se opresc aici? Nu, sunt absolut convins că nu. Haide să mergem în curte să-mi dai cheile și mașina cadou. Că sunt convins că... Nu e vorba de locomoție aici. E vorba de visare. Uite, de exemplu, tu în ultima vreme, ce ai visat? Spune-mă sincer, ce ai visat? Ai visat vreodată că o să ajungi aici? Asta o știai, asta era realitate. Și că în loc de liniște și o masă goală, se va umple masa imediat? Nu. Eu de obicei... Scuză-mă. Oh my... Asta e... Cum se cheamă asta? Cușma lui Guguță. Cușma lui Guguță. Eu am făcut-o. Da, da? Da. Asta chiar te cred. Mulțumim frumos. Asta chiar te cred. În sfârșit. Have a little faith in me. Eu visez de obicei, când sunt stresat, visez zombie. Bombe. Zombie. Dacă visezi zombie, înseamnă că ți-a plăcut Ziua Z cu Brad Pitt? Deloc. Je crois pas, comme ça, c'est comme exact ça. Exact cum mi s-a părut și ăla, Signs, sau nu mai știu cum se cheamă. Ăla cu... Nici nu mai știu ce am jucat. Cu extraterestrii aia de arunca apă pe ei și erau toți... apă! Nu. Cum se cheamă? Ceea ce trebuie să spun, iartă-mă, dar din nou îți prepar apa asta, cum o faci, doar tu știi cum. Ești un drăguț, ca de obicei. Mulțumesc, mă. Walking Dead. Da, nu mi-a plăcut serialul ăla pentru că... De ce? Băi, e un gimmick foarte bun acolo, adică faci o telenovelă și din când în când mai vezi... Înțeleg, dar mi se pare că sunt prea mulți actori acolo care joacă a telenovelă, joacă o... Apropo, nu ți-am zis niciodată. În sfârșit, întreabă-mă. Cum ai jucat tu în... Dar nu mai știu cum se numea serialul. Aoleo. Om sărac, om bogat. Băi, ai jucat absolut senzațional, nu? Eu mă uitam la serial. Știu că era după amiază pe TV, parcă. Foarte bun.
Îți mulțumesc foarte mult. Te felicit. Deci avem date. Și ai avut niște momente, asta ai fost, adică chiar a fost un personaj, avea niște momente în care erai super conținut așa și mi s-a părut foarte șmecher ce ai făcut acolo. Și te felicit. Mulțumesc foarte frumos. E momentul să spun adevărul. Această cușma lui Guguță nu e făcută de mine. Nu? Astea sunt tobele apașilor care spun așa. Mănâncă, mănâncă, mănâncă. Dar ce e până la urmă cușma lui Guguță? Cușma lui Guguță e o invenție foarte drăguță în care... Sunt clătite, nu? Mmm! Mmm! Vișine întregi. Asta e o problemă. Mama mia, ce bună e! Dragii mei, astăzi am mâncat niște vinete alături de Cosmin. Iar liniștea lui spune totul. Pentru că îi dau dulce. Știți de ce, stimați urmăritori, iubiți conducători? Ah, e foarte bun. Pentru că în cele ce urmează ne pregătim de... Băi, ce bună e. Ai gustat asta? Simt două. Ne pregătim de... Marius? Dar ce e așa bună, că nu înțeleg. De ce e așa bună? Când mănânc așa ceva și îmi place. N-are frișcă pe deasupra, nu? Cred că asta e. Acum ai o părere mai bună despre mine? Da. Cele 10 întrebări! Foarte bun. Când nu știi, îți dau o soluție. Când nu știi, mănânci. Adică când vrei să eviți întrebarea. Da. Eu n-aș face așa, dar poate... Hai. Sorry. For the last time, no. Actor într-un film premiat la Cannes sau stand-up la Sala Palatului sold out 3 zile? Cred că am făcut 3 zile Sala Palatului. Extraordinar! Așa că o să merg pe Cannes, că pe asta n-am făcut. Trebuie să zic 5 zile. Da, și am zis zile. Să punem o săptămână la Sala Palatului. Ești gata? Da. La șpriț cu Bordea sau în vacanță cu Afrodita? În vacanță, că la șpriț am tot stat. Bordea s-a săturat de tine, tată. Gata, mă, schimbă și tu băutura aia. Ce scuze, vreau să fiu penetrant. Da, da. L-ai roastuit. Boom, roasted. Flame, 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 flame. Zi. Ah. E cu skepsis. Plimbare pe Calea Victoriei sau ieșire intempestivă prin Bronx? O să merg pe Bronx, că na, pe Calea Victoriei am mai fost. Eu s-am dat dreptate, pentru că dacă cineva s-ar atinge cu un deget de nevastă mea, probabil tu ai apărut niște ziar, niște. Eu? New York, pe revistă Time. Știi? People, acolo, da, People. Da. Și Hustler și tot. Da, și asta. De toate eram. Da, nu, e, da. Nu știu ce o să alegi, dar sunt interesat. Divertis sau vacanța mare? Divertis. Interesant. Bacșiș la doctor sau la frizer? La frizer. E cam dură următoarea. Tu poți să spui și amândouă. Da. Deși eu aș aprecia să alegi una dintre ele. Yeah. Jim Carrey sau Seinfeld? Băi, Jim Carrey. Tu ai observat că toți oamenii ăștia puternici, comedianții ăștia care luptă cu mimica, cu corpul, cu vocea, cu toate, ajung la un fel de un prag
De depresie? De depresie. Cred că e normal, da. De ce? Tu te referi și la Robin Williams. Absolut. Acum, nu? Păi, pentru că zicea și Jim Carrey chestia asta la un moment dat, că nu te mai identifici cu personajul pe care îl joci. Adică în viața de zi cu zi. Și eu cred că ambii au avut succes de tineri și n-au avut timp să se acordeze la propria ființă, să se acordeze, să matureze în realitate. Și doar au fost niște personaje de la început până la sfârșit. Jim Carrey, slava Domnului, că a realizat chestia asta și nu a făcut nimic nasol. Adică necugetat, din păcate, Robin Williams a făcut. Și pentru mine a fost, cred că, una dintre cele mai triste zile. Dramatice zile, da. Și încă nu pot să mă uit la un film cu el, să mă mai uit. Dar știi că îl văd tot timpul pe acum, cum zicea și Tony Graham, zicea, băi, tot timpul îl văd pe Gyuri Pascu, pe TikTok, TikTok, Gyuri Pascu, pe TikTok. Așa e și ăsta. Ceea ce mi se pare senzațional, apropo de asta, Gyuri Pascu. Mi se pare excelent că oamenii ăștia au reapărut. Iarăși zic tineri. Da, au apetit și pentru așa ceva. E ca și când ceea ce ai născut atunci, ca și conținut, sub semnătura ta, fie că e vorba că Robin Williams sau Gyuri Pascu, este nemurit. Absolut trece testul timpului. Mm-hmm. Spectacol în Vegas cu Nathan Ticu. Mecene marele Cosmin Nathan Ticu. Acum... Sau zilele Focșanului cu Dave Chappelle în deschidere. Fai. Na, în sfârșit, în sfârșit. Asta e. Te-am adus. E întrebarea numărul 7. Te-am băgat, gata. Poți să stai câte... Nu trebuie să răspunzi imediat. Aici nu suntem contra. Nu, știu exact. Am știut din prima. Dave Chappelle la Focșani. Apropo, Dave Chappelle sau Carlin? Ce e? Chappelle e bun? Am fost și l-am văzut acum, da, pe Chappelle, în Amsterdam. Uh-huh. Și mi se pare absolut minunat, da. Care e cel mai bun comedian din lume? E discutabil, e o chestie subiectivă. După... E aceeași chestie ca la, deși o comparație un pic idiotă, ca la clătitele astea. Îți plac sau nu? Da, așa... ne plac amândură, așa că avem da, același... Da, într-adevăr, acolo e... Și tu zi-mi două nume sau trei care îți plac ție. În pole position. Păi a decedat, din păcate, Norm Macdonald, care aș fi fost pe primul, Chappelle. Bă, și o să-l pun aici și pe Adam Sandler. Deci, Adam Sandler? Da, da. Mi-a plăcut foarte mult specialul lui, 100% Fresh, parcă se numea. A, și mai e Mike, nu mai știu cum se pronunță, numele de familie. Mike Birbilia. Birbilia, nu mai știu. Blrrrbia? Care a făcut un special iarăși. Mike Antante din ZMNP. Da. Bun. Asta e o glumă întrebare asta? Să e catare? Să zâmbești după ce termin? Ok. Aș vrea un zâmbet. Nu, ăsta fals. Ăla mișto. Și cu gestul așa. Atenție. Arta războiului de Sun Tzu sau dresor de lei și de fraier de Nuțu? Ce zici, micuțu? Ei, mergi pe arta războiului, îți dai seama că... Na, dresori de lei și de fraieri au tot fost. Aleluia! Club 99 sau Comics Club? Băi, dar cred că doar pentru faptul că e it's a classic acum... Și pentru că are aproape aceeași vechime ca Deco, o să merg pe 99, deși și Comics mi se pare un club foarte, nu știu cum zic, foarte pregătit pentru comedie și care arată foarte bine. The Bromania, deja s-a făcut scenariul pentru film. Perfect. Păi o să vă regizez. Vrei? Deci dă bestea. Nu mă mai bag producător, te bagi tu și vorbim de bani. Let's talk about money, baby. Let's talk about you and me. La 70 de ani. It's a long wait. La 70 de ani, te vezi pe scenă glumind sau
la TV sau într-un film? Cred că verosimil ar fi pe scenă glumind. Verosimil ar fi. Bromania. A anulat proiectul. Doar că auzi că regizez eu. Da, și că produc eu. Care a fost cel mai incomod invitat de la podcastul tău? Incomod? Da. Nu există așa ceva. Nu a fost niciunul incomod, pentru că eu îmi doream ca oamenii aia să fie acolo. Bun, cum să fie incomod? Știam răspunsul ăsta. A. Vezi, bă? Așa. Și care ți-a mers direct la inimă? Poți să răspunzi. Direct? Nu, că nu știu cine e. Direct la inimă. Alo? La inimă. Direct la inimă. Da. Nu știu, au fost foarte multe. De la Valeria Stoica la Roman, la... Nu știu, au fost cam toate așa, au mers la inimă. Eu am un an de podcast. Peste noiembrie... Mulțumesc. În noiembrie fac un an de podcast. Acum suntem în octombrie, peste câtva timp. Ceea ce vreau să te întreb... Ce-i trebuie unui podcast să aibă succes? Să fie gustat de un public adevărat, frumos, să te simți în legătură cu el, să ai satisfacții multe după întâlnirile astea pe care le-ai cu prietenii tăi. Există vreun secret? Nu cred. Nu există? Nu cred. Adică eu niciodată nu mi-am propus ca podcastul meu să aibă succes. Eu mi-am propus să stau de vorbă cu niște oameni și să aflu lucruri de la ei, care mă interesau în mod real. În rest, nu știu, nu-mi propusesem ceva. Iartă-mă, ești un tip care mă sperie câteodată. De ce? Pentru că semeni foarte mult cu mine. Îmi dai un prosop? După toată chestia asta, îmi dai un prosop? Ești absolut asta înseamnă... incorigibil. Nu te mai invit niciodată la podcast, ca să știi. De ce ai luat prosopul la mână, Horia? Pentru că vreau să am un speech. Poți să am și un speech? Iartă-mă, zi. Da. Deci semăn foarte mult cu tine. Da. Ok. Da, da. Ai gânduri foarte asemănătoare cu ale mele. N-am avut aventurile vieții tale. Nici o pe ale tale. N-am... Nici o pe ale tale. Da, dar aș vrea acum când să pun această stâncă înapoi. Când de asta cu celelalte ce? Cuvinte și așa, când am aflat niște chestii acolo. Celelalte cuvinte e o trupă. Da, da. Și ai și cântat, nu, cu celelalte cuvinte? Nu, dar am fost când eram tânăr acolo la... Ți-am povestit asta? Uh-huh. Când am fost prima dată în anii 80, când tu te nășteai. Și o spun asta în ultima oară. Eu am fost la un spectacol Celelalte cuvinte și după spectacol, pentru că un vecin de-al meu fusese în Celelalte cuvinte, ne-a făcut semn. Hai în spate, în culise. Eram la sala sporturilor din Brașov. Hai! Eu, o fâță de brașovean, m-am dus acolo, am stat frumos în niște vestiare cu bănci de lemn tradiționale și am stat acolo. Ei erau cu băuturi. Cred că erau vodcă sau ceva. La care unul dintre ei, știi, apropo de anii 70 hippie, exact ai senzația, dacă vorbești despre anii 70 hippie, și mi-a zis, bei și tu? Ce era să zic? Nu! Da, normal. Da, am gustat, cred că era puțină pălincă sau ceva din ăsta. Și m-am simțit brusc grupii. Da. Sunt cu trupa, sunt cu celelalte cuvinte. Pentru că o să ai spectacole multe și pentru că ai multe de făcut, o să-mi dai un prosop. Băi, lasă-mă să-mi termin speech-ul, mă. Gata, mănâncă, mă, cușmalul Guguță și lasă-mă să-mi... Gata, scuze. De ce l-am invitat? Hai, mă, dăm prosop. Mai gata, glumesc. Pentru că o să ieși de pe scenă, în aplauzele publicului, iar atunci când o să pășești în întunericul culiselor, o să ștergi puțin picătura de broboană, de transpirație. Și atunci o să simți lângă tine... prosopul. Iar când faci așa, aș vrea să știi că sunt lângă tine. Dar nu oricum. Incredibil. Tu ești Horia Brenciu, incredibil, cel adevărat. Wow. Ah, și dacă te întreabă cineva, nu, hoașcă bătrână, nu există așa ceva.
Dar am și semnătura. Băi, incredibil. Semnătura lui Horia Brenciu cel adevărat. Tu ești acela. Din clipa asta, eu nu mai sunt Horia Brenciu cel adevărat. Acest prosop, ți-l dau ție. Parcă suntem într-un film cu Mariah Carey, să mor eu dacă nu. Deci, ăsta e al tău. Mulțumesc mult. O să-l folosesc doar la față. Îți promit. Deși și văd ieșind din duș sau de pe scenă și dăm și mie prosopul lui Brenciu. Ia, pf, așa, băi, mai frumos că e prosopul lui Brenciu. Te ștești așa și vrei să ștești. Nu! Nu, aici nu! Ai fost finuț acum. Păi ce, mai jos nu se vede la cameră. Ce... Ei, da, și-au imaginat ei. Trebuie neapărat să schimbe aia cu tine albastru. Nu-ți place cu mine albastru? Nu, nu seamănă deloc cu tine. Păi nu trebuie să... Nu contează fața mea. Contează vibe-ul. The vibe. Ok. Ce mai am să-ți dau? Mai am să-ți dau aia, să facem filmul ăla, să facem aia. Perfect. Te-am auzit răpăind și în momentul de față ne apropiem de final. Am o piesă pentru final. Înainte de piesa pentru... Tot în două. Înainte de piesa pentru final, dăm voie să spun ceva. And now... Ce... The time is near. Știam că ești iubitor de muzică. Ce spectacole mai vrei să vizionezi în următoarea perioadă? Ai vreun plan în sensul ăsta sau... Să vizionez? Da. Păi ar veni domnul Joe Rogan în... Da, am auzit, Londra. Da. Mm-hmm. Doar că n-aș mai vrea să zbor în perioada asta, că mi se pare că e foarte complicat. Nu știi ce se mai întâmplă prin alte aeroporturi. Și plus că în noiembrie sunt... Ce e noiembrie? Sunt spectacolele tale la Sala Palatului. Nu și trebuia să menționez asta. Aștept să merg pe 27-28 noiembrie. 25-26 noiembrie. Nu, chiar nu trebuie. Doar 100... ceva de lei biletul. Cum să ratez ocazia asta? Și să merg la Joe Rogan în Anglia. Să se ducă la el, la american, la ei. Păi da, eu merg la românul meu. La brașoveanul nostru. Horia Brenciu. Cel adevărat. Augustus. Nu mi-ai zis nimic când ți-am dat melodia ieri. Vezi că dă unul peste ea. Nu e da, o problemă. Da, mi-ai dat melodia. Dar ai șters mesajul. Și nu, n-am șters mesajul, am ascultat-o. Ce ai zis? Și am zis, ce are Horia de dă melodia asta? Adică, care e scopul? De ce? Bine, deci, e un joc frumos. Da. Adică, fii sigur că eu am mai invitat prieteni de-ai mei care nu se complac să cânte. Dar alege calea care ți-e mai bună. Mai ales că, adineori, ai făcut tocmai, ai dat viață poetică unei melodii celebre. Așadar, la latitudinea ta asta, această chestie, cum vrei tu. Numai că asta este melodia care dă titlul pentru final. Devin pozitiv și spun un singur lucru. Unde e Iesu? Iesu e acolo. Iartă-mă. Simplu. Sau? Asta e mult mai mult. Dragii mei, a fost pentru voi în această seară Cosmin Nedelcu. MCN. Fii atent aici, în urmărare. Actor, regizor, prezentator. Nu sunt de acord cu chestia asta. Păi cum, ai trecut prin toate? Păi da, le-am făcut un pic. Poți fi numit într-un fel în momentul în care devine într-adevăr o meserie și chiar ești un profesionist al meseriei respective. A cochetat cu...
A cochetat, da. Hai să, da, clasic a cochetat, corect, corect. A cochetat, a crochetat, a cu crochetele... Nu-i nimic, te înțeleg? Cu prezentarea. Da. Jurarea. Da, cu jurarea. Jurățimea. Cu jurarea. Așa. Cu regizarea. Mă bucur foarte mult că ai venit astăzi și că ne-am văzut. Ce te înțeleg acum puțin mai bine. Eu dacă urmăresc ceva, este să te înțeleg puțin mai bine. Pentru că de fiecare dată rămânem la mesaje schimbate, ce mai faci bine, mai băgăm un emoticon și auzi, îl cunoști pe Micuțu. A, e prieten cu mine. Nu. Prieten, da. Ce îi place să mănânce? Cușma lui Guguță. De azi înainte, știu ce îți place să mănânci? Și ce nu-mi place. Și ce nu-ți place să mănânci? Știu ce îți place să faci? Și știu... Ce nu-mi place să fac. Și știu... Hai, baftă! Eu ți-am zis. Eu aș mai continua. Dar trebuie să meargă și oamenii ăștia la culcare. Haide. Astea-s camerele mele, astea-s camerele tale. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta, pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive ca să iubesc. Refren, acum împreună. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns Afrodita. Lucru simple voi păstra. Intermezzo. Aici e cu bararama. Mai mâncăm puțin? Nu, n-avem timp. Bă, știi ceva? A, ia zi. Mie îmi place orice zi. Ba. Care mi-ar putea zâmbi. Unde? Dimineață. Când? Pe lângă perna ta. Bine. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ier, și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le desleg. Nu! Niște să le des... Ai fost foarte rapid de asta. Superman al meu! Bă. Nici după chimere. Personal, și spun sincer, eu nu prea vreau să, onest, să ce? Să alerg. Că alerg. 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 Orice vise aș avea, aș avea. Lucru simple voi păstra. Voi păstra. Cer albastru eu și tu. Și eu? Și tu. Și tu? Și tu. Mie de ajuns, doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Voi păstra. Na 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 na. Voi păstra. Na 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 na. Voi păstra. Na 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 na. Uh-huh.
Maria Brânci și la adevărat, îți mulțumesc frumos. Fără piper la guguță. Și eu îți mulțumesc foarte mult, Horia Brânciu, adevărat. Trecem la... Terminăm farfuria sau nu? Terminăm. Terminăm farfuria. Terminăm farfuria. Bă, dar ce tare-s brațele astea. A, dar și eu am, cred că tot la fel, doar că nu mai sunt la fel de țepene. Hai. Și acțiune! Redeilul e bine încrederea în el. Totul stă în mâinile tale. Nu în sensul ăla, Horia. Nu credeam că o să spun asta niciodată, dar îți mulțumesc frumos, Horia Brânciu, adevărat. Va fi bine! Va fi bine! Într-o zi când totul se va fi terminat, te aștept! În rai? La sala palatului!